numesc Ronta Mirela, fetița este Ronta Rebecca. Iar eu sunt Ronta Răzvan și împreună suntem familia Ronta. Porumbei avem de când suntem mici, de când ne știm, moștenire din familie. Tatăl meu avea porumbei de când se știe și el, mi-a predat această pasiune. Din nefericire, el vrea să stea mai deoparte, mai ascuns, tocmai de aia nu-i prezent lângă noi. Face parte din echipa familiei Ronta. Din 2009, din toamna anului 2009, am participat la concursurile cu pui și de atunci până în prezent, an de an, am avut satisfacții. În 2009, cum ne-am înscris, fără experiență, începători, am achiziționat porumbei de la cei mai buni crescători ai localității. În 2011 am ieșit deja campion județeni la categoria viteză matur și până în prezent nu a fost an în care să nu luăm minim un trofeu. În 2018 am ieșit campioni provinciali, un rezultat foarte bun. În 2021 dubli campion provincial cu doi porumbei care nu există la ora actuală în municipiul nostru, în clubul nostru. Cei mai buni porumbei din ultimii 12 ani la viteză de mifond ne aparțin, cu asta ne mândrim. Crescătoria noastră are 20 de metri lungime, 3,30 metri lățime, din care un hol de 1,30 metri. Avem două compartimente de masculi, care zburăm la văduvie, un compartiment de femele, două compartimente de pui, un compartiment de matcă, un compartiment pentru carantină, porumbei aduși urmează un tratament separat și o mică magazie unde ținem produse, medicamente, mâncare. Porumbei avem de la Tim Bro din România, Cosmin Olteanu tot din România, Stănescu și Dobre. În rest avem porumbei de afară de la Van de Bulk, Van Dijk, Andreea Zdrapa, Aircamp, Herbot, Guter Prange. Lotul de zbor este format din 20 de femele, 20 de masculi, care îi vor fi concurați la văduvie. Mâncarea folosită de noi este Versele Laga. Consider că e o mâncare de top. Când vin porumbei acasă, primesc depurativă. Pe urmă primesc Jerry din a treia zi de la sosire. Jerry, Black Label, Energy, în funcție de ziua îmbarcării. Mai adăugăm cânepă, alune, dacă e distanță mai lungă. În funcție de vreme, de categorie, de mai multe chestii. Selecția puiilor o facem încă din cuib. Nu au voie să fie diferențe între doi pui din cuib. Care e mai mic, clar are o problemă, trebuie eliminat. De concurat îi concurăm până la 200, maxim 300, asta nu tot lotul, dar tot lotul trebuie să zboare până la 200 de kilometri minim. Până la 300 cei mai maturi din prima serie. La reproducție folosim și consanguinizarea. Împerechem inclusiv de gradul 1, dar mamă-fiu nu-i concurăm, îi ținem tot pentru reproducție. În schimb, verișorii între ei îi concurăm. Unchi, mătușă, așa mai departe, îi concurăm. Șansa unui porumbel îi dau maxim de 2 ori. A treia șansă nu o mai primește pentru că e suficient cu două femele, în cazul unui mascul, să-și arate valoarea ca reproducător. În cazul în care îi zero barat, îi zero barat și cu a treia și cu a patra și etc. Tratamentele de iarnă nu prea sunt la noi, tratăm doar de salmonella. În rest nu tratăm de altceva, numai dacă intervine vreo problemă, gen tricomonoză, căile respiratorii nu ar trebui iarnă. La sfârșitul anului, lotul de zbor rămân doar cei puternici, care nu ajung să-mi ofere cât de cât satisfacții. Vor fi concurați la etape foarte lungi, unde nu mai au șanse să vină, având în vedere că avem porumbei de viteză de mifond. Un sfat așa pentru începători, în primul rând răbdare, trebuie răbdare foarte multă, să nu plecați urechea la colegii columbofili care încearcă să vă dărâme la primele rezultate, iar achizițiile trebuie făcute cu cap, de la cei mai buni crescători autohtoni, în primul rând, și pe urmă progresele
Vor veni cu siguranță. Vă prezint porumbelul cu seria 223515 din anul 2015. Acesta e primul meu campion provincial la categoria Demifond Palmares 3 ani. Un porumbel de statură mijlocie spre mică. Aici am femela cu seria 316969 din 2020. Această femelă e dublă campioană provincială. Campioană provincială la viteză tineret. Campioană provincială la categoria H. Mama femelei de la prietenii mei Timbro. Tatăl femelei regie proprie. Și o voi concura și inclusiv anul acesta. Acum vreau să vă prezint mama campioanei. O femelă de din anul 2019 cu seria 002169. O femelă achiziționată cu ajutorul prietenului Mihuț Alin de la Timbro. O femelă de Donkers.